Minca avea 16 ani în vara anului 1928, când a fost violată în apropierea unui lac. Când sarcina a început să fie vizibilă, părinții au trimis-o la internatul unei biserici, înființat special pentru tinerele aflate în situația ei. După ce a născut, Minca a petrecut o lună cu fica ei până ce micuța a fost luată de un pastor din Iova care urma să o înfieze. În următorii 77 de ani, Minca Disbrow, care a trăit o viață normală, s-a căsătorit și a făcut alți copii. Nu și-a luat gândul de la fica ei, pe care a numit-o Betty Jane. Soțul și copiii lor nu i-au cunoscut niciodată secretul. Anii în șir, femeia a trimis zeci de scrisori la internatul în care a născut, implorând să-i se dea informații despre fica ei, însă nu a primit niciodată un răspuns. Pe 22 mai 2006, ziua în care fica ei ar fi împlinit 77 de ani, Minca a ajuns la 94 de ani, a făcut o rugăciune fierbinte. Doamne, dacă m-ai lăsat să o văd pe Betty Jane, promit să nu o mai deranjez. Vreau doar să o văd înainte de a muri. Coincidența a făcut ca exact în aceeași perioadă, Betty Jane, al cărei nume este de fapt Ruth Lee, să-și caute mama naturală. La câteva săptămâni după ce a făcut rugăciunea fierbinte, femeia a fost sunată de fiul lui Ruth Lee, care a întrebat-o dacă vrea să-și vadă fica. Mama și fica au făcut planuri să se întâlnească, însă asta înseamnă ca Minca să dezvăluie familiei sale secretul pe care l-a păstrat mai bine de 7 decenii. Fica bătrâne a fost șocată să afle că mama ei a dus această povară singură și s-a arătat încântată să-și cunoască sora. Când mama și fica s-au întâlnit prima dată după 77 de ani, au simțit că nu au fost niciodată despărțite. Între ele s-a creat o legătură strânsă și în câteva zile cele două au devenit de nedespărțit. Acum, Minca Disbrow are 100 de ani și speră să mai trăiască câțiva ani pentru a se bucura de compania fiicei sale pierdute, relatează știrile ProTV.ro.